dacă au zis ceva pe fundal, vă dați seama cine este, nu? Adică, da. De asta nici nu mai pun muzică pe fundal, că avem ori Cilipelele, ori Mieunelele. Bathing in the light that you share, you light the sun. Who am I to think how it be if you were mine? Hola, hola! Bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi vorbim despre Haul și Empties, clipul meu lunar, în care îmi propun să consum produse de o valoare mai mare decât cumpăr și pe lângă asta mi-am propus un buget de 100 de euro în fiecare lună, așa că haideți să descoperim împreună dacă m-am încadrat sau nu în buget, dacă mi-am atins targetul cu acest proiect sau nu. Înainte de a trece la treabă, pe buze am rujul acesta de la Makeup Forever în nuanța 306, care este un ruj nude. Îl vedeți și voi cum se vede. Faceți abstracție de părul meu, pentru că astăzi n-a vrut să stea în niciun fel. A vrut, știți voi, v-am mai expus eu expresia mea, linz de vacă style. Ei, așa vrea să stea astăzi și l-am lăsat în pace să stea și el cum vrea să se simtă bine omul în casa lui. Așa că, da, hai să trecem la treabă și vom începe pe partea de cumpărături, pentru că va fi totul foarte, foarte simplu. Mai exact, 15,50 € cutiuța de la Glossy Box, pe care ați văzut-o deja. Dacă nu, vă invit să vedeți clipul. 15,50 € din nou cutiuța de la Look Fantastic, care a apărut săptămâna trecută. Acum ceva timp mi-am luat din Auchan niște produse de la Essence și mai exact Make Me Brow mascara de la Essence și două creioane de sprâncene. Mascara, rimelul a costat 2,99 €, iar creionul a fost 2,50 € fiecare. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat în această lună, dacă ați văzut ultimul vlog, știți deja că am plasat o comandă pe site-ul celor de la Sephora, în care mi-am cumpărat, o să vă pun și fotografii, un șampon de la Briogeo, o mască tot de la Briogeo și un gel de curățare a feței. Toate acestea au costat 74,17 €. În momentul în care am plasat comanda, eram conștientă că îmi voi depăși bugetul, pentru că din start cutiuțele sunt 31 de euro, iar comanda a fost 74, exceptând, deci nemai luând în calcul și produsele de la Essence, ceea ce înseamnă că în această lună am cheltuit 113,16 €. Asta înseamnă că mi-am depășit bugetul cu 13,16 €. Și mai sunt în deficit cu încă 5,32 € de luna trecută, însă mi-am propus ca în luna martie să recupăr acest deficit și vreau să vă mai arăt două lucrușoare. Hai să luăm cel mai... Am primit aceste patch-uri pentru ochi, sunt de produse de Amazon, dacă nu mă înșel, sunt 10 patch-uri. Eu dau comandă pentru diverse chestii în momentul de față pe Amazon și noi avem un singur cont comun, așa că da, am dat împreună o comandă de o chestie și el mi-a dat comandă și de treaba asta. Și cel mai interesant lucru, pentru că cu siguranță ați remarcat deja ce am la ochi, nu așa că am ce culori și toate cele, ei bine, am primit noua paleta de la Urban Decay din gama Naked și aceasta este Wild West. Este o paletă în ediție limitată și eu am început să salivez la ea încă de când am văzut-o. Cam așa se prezintă paleta și haideți să vă arăt ca să înțelegeți de ce salivam eu la ea. Da? Trebuie să mai spun ceva? Deci verdele acesta superb l-am pe toată pleoapa, acesta mai închis l-am în colț și bineînțeles că am folosit destul de multe farduri, una, două, trei, patru, cinci, șase farduri din această paletă, deci cam jumătate din
conținutul ei l-am folosit astăzi, pentru că astăzi am primit-o și mă mâncau degetele, mă mâncau. Deci nu puteam, deci n-aveam cum să nu o încerc. Este o paletă superbă. Dacă vă atrage cromatica, dacă vă plac culorile și toate cele, vă recomand să o achiziționați, deoarece este în ediție limitată și se găsește pe site-ul celor de la Sephora. Eu, după cum v-am spus, băleam după ea, dar am avut norocul ca una bucată partener să mi-o comande, așa că o am. Sincer, aceasta, comparativ cu cea de la cu ultraviolet, tot din gama Naked, aceasta mi se pare că este de o calitate mult mai bună, fardurile sunt mult mai pigmentate, se blânduiesc mult mai ușor. Sunt două palete foarte diferite, deși fac parte din aceeași gamă, deși sunt de la aceeași companie mamă, să le spunem așa. Am înțeles că aceasta ar putea fi, adică dacă nu vreți neapărat să vă o cumpărați și o aveți, de exemplu, pe cea Born Turan, tot de la Urban Decay, s-ar compensa cumva, deși aici sunt câteva farturi care nu se găsesc acolo. Dar vom face o paralelă, dacă vă interesează, într-un alt clip. Acestea fiind spuse, hai să trecem și la partea de empties, nu? Aici avem cutia, le iau în ordine de pe tricou și hai să vedem ce am consumat în luna februarie. În primul și în primul rând, chiar astăzi am folosit această mască de la Sephora, The Primer Mask, care este 5 euro. Teoretic ar trebui să fie mască și bază de machiaj. Eu am folosit și o altă bază de machiaj după, adică nu m-am lăsat doar în baza ei. Este o mască ok, însă sunt măști mult mai bune, care hidratează mult mai bine. O scurtă pauză publicitară. Da, mama! Da, mama! Și mai ce? Nu știu dacă l-auziți, dar cel mai probabil l-auziți și pe el pe fundal, pentru că și-a propus astăzi să apară. Ia să vedem, am mai tras niște măști din câte dat, nicio problemă. Asta o lăsăm pe la final. Am folosit și această mască pentru buze de la Vitamask. O am din pentru o subscripție, ceva, calendar advent, nu știu. Este 5 euro. Eu nu mă dau în vânt după măștile acestea de buze, pentru că atât timp cât le hidratez bine, folosești un balsam corespunzător și toate cele, nu ai nicio problemă. De la Kiko am terminat această mască antifatig. Este cu ceai verde. 4 euro costă, este o mască ok, n-am ce spun. Ei, în schimb, avem și o mască. De fapt, sunt niște patch-uri pentru ochi care mi-a dat lumea peste cap. De la Wonder Beauty, Baggage Claim Gold Eye Mask. Eu o am din ceva subscripție, dacă nu mă înșel. Pentru că ele, normal, vin într-un set, nu știu exact de câte, de 5, de 6, nu mai țin minte exact. Și împărțit ambalajul la câte măști sunt, mi-a ieșit 4,50 euro bucata. Ei bine, vreau să vă spun că această mască își merită fiecare bănuț și mă gândesc foarte, foarte, foarte serios ca în viitorul apropiat să îmi cumpăr tot un set întreg de măști, pentru că, nu știu, felul în care mi-a hidratat zona de sub ochi, în care s-a simțit zona mea de sub ochi după ce am îndepărtat această mască, ceva de vis, sincer. Dacă aveți ocazia, încercați-le, dacă ca și mine aveți o zonă de sub ochi uscată, deshidratată, ridată și toate cele, încercați-le, pentru că își merită fiecare bănuț. Mai am de le încercat și pe cele de la Elemis, dar până în momentul de față, din tot ceea ce am încercat, știți că mie îmi plac cele de la Patchology, ei bine, acelea nu fac nici jumătate din cât face asta. Să terminăm cu pungăraia. Niște șervețele de machiante de la Primark, acestea sunt și biodegradabile. Un asemenea pachet ar veni 75 de cenți, pentru că ele vin în set de două. Eu le folosesc pentru a-mi șterge swatch-urile. Și niște șervețele intime, nici nu le-am introdus în calcul, am vrut doar să vi le arăt. În cazul în care vă interesează, sunt de la Intima, sunt ok. Da,
Avem și un invitat surpriză. Sunt ok, îmi plac. Eu mi-am luat de la Intima și din acele ambalate individual pe care să le am atunci când plec de acasă. În felul acesta nu trebuie să car tot pachetul după mine și treaba este ok. Mama, ce cauți tu aici? Poate vă era dor. Mama? Mama? Nu știu ce vrea. Nici el nu cred că știe ce vrea. Asta e partea a doua poveste. Un alt produs pe care nu l-am introdus în calculul meu, dar totuși vreau să vi-l arăt, este apa de gură de la GAM. Este aceasta din gama Orto, ca să fiu mai exactă. Este o apă de gură, adică dacă nu vă plac apele de gură foarte mentolate, dacă nu vă plac apele de gură acelea... Dacă nu vă plac apele de gură mentolate, dacă nu vă plac apele de gură acelea cu mult alcool, așa, vă recomand să încercați și pe aceasta. Eu am încercat mai multe de la GAM, însă gama Orto, chiar dacă ea este destinată persoanelor purtătoare de aparat dentar, mie îmi place la nebunie. Cred că sunt deja, nu știu, la 3-a, 4-a sticluță pe care am folosit-o, pentru că mai încerc și altele între timp, dar de fiecare dată revin. Am terminat și un deodorant de la Schmidt, acesta cu cărbune și magneziu, care a fost 16 euro. Și nu știu dacă vă aduceți aminte, atunci când eu l-am cumpărat, am zis că mi-am cam luat apă, pentru că eu credeam că sunt 3 la prețul acesta, dar nu, m-am înșelat, a venit doar unul. Sunt niște dezodorante ok, comparativ cu cele de tip spray, acestea durează ceva mai mult. Un șampon uscat de la Batiste, trag de mine să le folosesc pentru că nici nu le-aș arunca, sinceră să fiu. Mai am cred că 2 și gata, am terminat și nici nu mai cumpăr Batiste. 2,69 € am dat eu pe el, ele normal sunt în jur de 5 €. Acesta este cel original. În mod normal, dacă vă uitați la mai multe persoane, spun că Batiste este cel mai bun șampon uscat. Nu contrazic pe nimeni, nu spun că este cel mai rău, nici că este cel mai bun pentru mine. În cazul meu, îmi provoacă mătreață, unul la mână și doi la mână, îmi... Știți senzația aceea de păr îmbâxit, păr nespălat? Pentru că teoretic ar trebui să te ajute măcar câteva ore, dacă nu ai timp să te speli în dimineața respectivă, până ajungi seara acasă să te speli pe cap, să-ți prelungească, puțin să-ți arate păr într-un fel. Ei bine, lasă, știți, pelicula aceea albă, senzația de păr îmbăxit, mie una nu-mi place, așa că nu voi mai recumpăra. În schimb, din ce am testat eu și ce vă pot recomanda strict, în cazul preferințelor mele, este șamponul uscat de la Gerovital, în primul și în primul rând. Nu este la fel de puternic ca și acesta, dar nu-ți lasă filmul acela alb și nu-ți lasă senzația aceea de păr îmbăxit. Plus că mirosul de la Gerovital este demențial pentru mine, este de neînlocuit. Și cel de la Cloran la fel îmi place. Dar acesta nu. Da, da, mai am 2, le folosesc. Dacă nu mă răzgândesc între timp și le dau altcuiva, nu știu. Hai să vedem ce mai scoatem de aici. Un șampon după colorare de la Kerasoan. Acesta are 75 de ml, este 3,20 €. Este varianta micuță. Eu îl folosesc strict după ce îmi vopsesc părul. Trebuie să mi-l recumpăr. Am uitat să-l cumpăr atunci când am fost ultima dată la magazin, dar trebuie să mi-l recumpăr pentru că îl folosesc după fiecare vopsire și o asemenea sticluță, să știți că mă ajunge cam de vreo 3-4 vopsiri. Am terminat și produsul, exfoliantul acesta de la Jaya. El se află în proiectul meu de la A la Z. L-am căutat pe net, am găsit prețul de 11,41 €. Eu nu l-am cumpărat, l-am primit de la Nicoleta în swap-ul nostru de Crăciun. Ce vă pot spune eu despre acest produs? Haideți să vă arăt că este gol. Da? Mirosul. Demențial. Deci, mirosul acela bombonicios, dulce, gurmand, dacă nu vă plac asemenea mirosuri, cu siguranță nu vă va plăcea. Însă, în cazul meu, a fost
hit cu treaba asta. Exfolierea. Cum îmi place mie? O exfoliere din aceea abrazivă, pentru că mie nu-mi plac exfoliantele blânde. Mie îmi plac alea să simt așa că mi-am luat un strat de piele odată. Ce nu-mi place la acest produs este faptul că acesta are și ceva uleiuri în compoziție și după ce îl folosesc, îmi rămâne pelicula aceea, filmul acela gras pe piele, pe care îl îndepărtez cu o tură de gel de duș și după cu un săpun solid. Deci trebuie să mă spăl de încă două ori după ce l-am folosit pentru a-mi simți eu pielea așa cum îmi place. Într-adevăr, sunt multe persoane care tocmai asta iubesc la un exfoliant. În cazul meu, nu iubesc acest lucru, dar v-am spus, mirosul și toate cele. În ceea ce privește pelicula aceea uleioasă, este pe principiul celui de la Rituals, dacă l-ați încercat. La fel, am avut aceeași experiență cu el. Mai departe, am aici un bilețel pentru că mi-am notat ca să nu uit. Am terminat un săpun pentru... din acela savon de Marseille, varianta cu lavandă, care a fost 4 euro. Și de ce nu am niciun ambalaj să vă arăt? Pentru că acele săpunuri vin fără ambalaj. Adică în momentul în care îți cumperi mai multe, ți le pune pe toate într-o punguță și aia e ceea ce, pe de o parte, este foarte bine dacă stați să vă gândiți, pentru că nu mai aveți ambalaje de aruncat. Pur și simplu, adică ai unul în cazul în care îți cumperi, bine, fie că îți cumperi unul, fie că îți cumperi mai multe săpunuri, ai un singur ambalaj și aia e. Dar da, l-am terminat și pe acela, mi-a plăcut, acum mai am alte săpunuri pe care le folosesc. De la BioGlam Chic, Soin preparator de bronzaj. Este o cremă de corp care cumva ar trebui să-ți pregătească pielea pentru bronz. Este 18 euro, eu o am dintr-o subscripție din Beautiful Box, am primit-o ca să fiu mai exactă. Am terminat-o și am terminat-o pentru că voiam să mă scap de ea, să o scot din baia mea. Este o cremă hidratantă și cam atât. Am mai găsit niște patch-uri pentru ochi, acestea de la Star Skin Eye Catcher, care sunt 4,71 euro. Sunt ok, dar comparativ cu cele de la Wonder Beauty, nu. Așa, am terminat și un gel de curățare, acesta de la Pixi, Hydrating Milky Cleanser, care este echivalent la 20,45 euro. Nu l-am cumpărat eu, eu l-am primit de la Ani, de pe canalul Beauty Barometer, pentru că pentru tenul ei era ușor cam abraziv, în schimb cu tenul meu s-a împăcat foarte, foarte bine și din, cred că, când am primit? Prin octombrie, dacă nu mă înșel, am primit cutiuța de la ea, pentru că ea mi l-a trimis, a trimis colețelul la mama mea, iar mama mea mi l-a trimis ulterior în Franța. Deci de prin octombrie, abia acum l-am terminat și l-am folosit în fiecare seară după ce m-am demachiat sau doar pe post de cleanser și așa mai departe. Foarte mișto, dacă aveți un ten ca al meu, vă recomand să-l încercați. Eventual puteți... tot o variantă mai mică dacă există, dar cu siguranță la un moment dat îl voi recumpăra. Un gel de duș de la L'Occitane. De fapt este un ulei de duș, este acesta cu migdale. I-am mai terminat o variantă, dar ceva mai mică, aceasta are 75 ml și costă 7 euro. Pe acesta l-am dintr-un calendar advent. Nu am încercat uleiurile de duș de la Sabon. Însă, din ce am încercat eu până acum, acesta este cel mai tare. În momentul în care îl aplici pe piele, nu face spumă. Dacă vreți un ulei care ulterior să facă spumă, acesta nu este pentru voi. În schimb, acesta nu face spumă, dar se transformă în ceva lăptos, în ceva cremos atunci când îl aplici pe piele, ceea ce pentru mine este foarte mișto. Pielea mea este hidratată, stați așa să rezolvăm problema cu mieunatul. Am dus în dormitor pentru că nu se mai putea, nu știu ce are, dar l-a apucat mieunatul. Așa. Am terminat și două geluri de duș din acestea micuțe. Nici nu mai știu de unde le-am, sunt genul acela pe care le găsești în hotel, nu le-am încadrat în nicio categorie, pur și simplu le-am folosit ca să-mi eliberez baia. Tot la capitolul gel de duș am terminat acestea două de la Balea,
Tot așa le-am primit de la Nicoleta. Am aici cu lapte și miere și cel cu lime și mentă. Ambele mi-au plăcut foarte mult. Dintre cele două, cred că este deja. Acesta este ceva mai dulceag, mai cremos. Acesta este mai fresh. În general, știți că pentru mine aromele fresh câștigă. Din ce mi-au spus fetele, de fapt voi, din ce mi-ați spus, prețurile pe care mi le-ați spus, ar veni 0,75 de cenți bucata. Văd că am terminat numai miniaturi la spălat. Adevăr că am un mastodont în baie de la Yves Rocher. Asta e, m-am spălat mai puțin, ce să-i faci. De luat în calcul faptul că eu consum doar eu, el are gelurile lui de duș și atunci tot ce folosesc la capitolul gel de duș, apă de gură, pastă de dinți și așa mai departe, deci fiecare este cu treaba lui. Mai departe, am terminat și acest gel de curățare de la Elemis, Pro Collagen Energizing Marine Cleanser, este anti-age, 30 de ml a avut, este estimat în jur de 10,89 €. Eu l-am primit, știți voi, atunci când am primit colețelul acela cu decanturile de parfumuri, am primit și câteva produse de la Elemis și mi-a plăcut. Îl foloseam dimineața. Este un gel de curățare blând, este un gel de curățare care nu-ți agresează tenul. În general, pentru dimineața vreau ceva mai blând, ceva care să nu simt că mi-o sucă tenul, deoarece eu seara îmi demachiez foarte bine tenul, îl hidratez și toate cele și atunci dimineața vin doar așa ca să îndepărtez puțin excesul de sebum. Este un produs pe care cu siguranță poate pe finalul acestui an sau nu știu, dar îl voi cumpăra și eu, dar în variantă full size pentru că mi-a plăcut. Ei, și acum trecem și la o dezamăgire. De la Avant, stați așa, țineți-vă bine ca să vă spun tot termenul. Propanediol Mica Hyaluronic Marins Aqua Collagen and Age Radiance Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. Deci are un nume lung cât o zi de post. Este o cremă de ochi de la Avant. Știți deja părerea mea despre produsele Avant. Dumnealui costă doar 110,95 €. Deci o nimica toată, aproape cât am cheltuit eu luna asta. Este doar asta. Ce nu mi-a plăcut la ea? Ori foloseam, ori nu foloseam, fix exact același lucru, adică nici o diferență. Atunci pe moment vedeai că ți-ai dat cu cremă sub ochi și la nici jumătate de oră după, ca și cum nu te-ai dat cu nimic. Și nu am folosit-o în totalitate eu, am mai dat cuiva să testeze din ea și la fel și persoana respectivă mi-a spus exact același lucru. V-am mai spus părerea mea despre produsele Avant, sunt niște produse extrem de scumpe, sunt o marcă de lux din UK, sunt extrem de scumpe, dar nu își merită banii, din punctul meu de vedere. Adică dacă și Elemis este un brand scump, de exemplu, e bine, gelul acesta de curățare este super ok. Nu am testat restul produselor pe care le am de la Elemis, dar nu se compară. Sincer, dacă în decembrie am primit o cremă de la Nicoleta, o cremă de ochi, de la Favisan, crema aceea anti-charcan, este în jur de 23 sau 26 de euro, de lei, dacă nu mă înșel, depinde pe ce site o găsiți. Asta ar veni nici 10 euro. Cam câte creme din alea aș putea să-mi cumpăr eu de banii ăștia. Bine, n-am cumpărat-o eu, am primit într-o subscripție, dar așa. Este o cremă super faină pe care vă recomand și despre care vă voi vorbi cât de curând. Dar da, aceasta nu. Mai departe. Am folosit și această mostră de la Uriage, Age Protect. Este o cremă care ar trebui să corecteze instantaneu riturile, irregularitățile pielii și toate cele, să hidrateze. Vă dați seama că am avut o cantitate mică aici, 5 ml, nu vă pot spune, știu că a fost ok, dar
cam atât, adică nu am putut să văd diferențe. Un alt produs de la Vestitul Avant este această cremă cu hialuronic, vitamin C, lecitin, maris, aqua, jojoba oil și este Supreme Hyaluronic Acid Antioxidizing Duo Moisturizer. Mă doare gura numai că te-am spus numele. Pe românește, o cremă de ochi cu acid hialuronic și ceva vitamina C și ulei de jojoba. Ei, comparativ cu crema, aceasta nu a fost chiar atât de dezamăgitoare. Prețul? 115 euro. V-am obișnuit deja cu produsele Avant. Este o cremă care hidratează. Adică pentru tenul meu, hidratează suficient. Pentru un ten uscat, nu ar fi suficientă. Dar pentru tenul meu, hidratează suficient. Nu are, din ce mi-aduc aminte, stați așa. Are ceva un miros, un miros foarte clean, foarte discret, nimic ce să te dea pe spate, adică nimic ce te-ar putea deranja, nici nu știu dacă are parfum în compoziție. Nu cred că are, dar... În fine, da, are, dar are la final. Are la final și ceva parfum. Nu se simte foarte tare, nu este deranjant. Însă, din nou, se găsesc creme mult, mult mai ieftine, care să facă același lucru. A, și apropo de creme de ochi scumpe, de exemplu, eu am folosit-o pe cea de la Estée Lauder. Este în jur de 65 de euro crema respectivă, deși tot este o cremă extrem de scumpă, pentru bugetul meu, bineînțeles, însă de la care chiar am văzut rezultate, am văzut ceva luminozitate în zona ochilor, mi-am simțit zona aceasta de contura ochilor mult mai hidratată și mult mai ok, comparativ cu aceasta. Adică dacă ar fi să-mi cumpăr o cremă ceva mai așa pe partea asta mai de high-end, aș merge pe cea de la Estée Lauder. Încă două geluri de duș din acestea micuțe. Cât au astea? 20 ml. Suficient cât pentru un duș. Lăsăm produsele de machiaj pentru final și hai să vorbim despre produsele de îngrijire. Mai am aici încă 4 seruri. Bineînțeles că toate sunt în miniatură. În primul și în primul rând avem acest ser de la Verso Hydrating Serum with Niacinamide. Când am primit-o, mă gândeam că l-am prins pe Dumnezeu de picioare, mie plăcându-mi niacinamidele, dorind să introduc cât mai mult niacinamidele în rutina mea. Este 30 de euro treaba asta de 10 ml. De 30 de euro îți cumperi de la The Ordinary sau de la The Inky List sau de la Revox sau de la Makeup Revolution, Revolution Skincare, pardon, îți cumperi vreo 2-3 seruri în full size, bineînțeles. Problema mea cu acest ser a fost faptul că mă ustura fața în momentul în care o aplicam. Deci mi-a creat reacții adverse, nu știu ce a avut de mi-a făcut treaba asta, dar pentru mine a fost un mare no-no-no. Spuneți-mi, fetele care ați primit acest ser, dacă l-ați primit și voi, cum vi s-a potrivit. În cazul meu a fost un fail total. De la Darfang avem aici un serum hidratant intensiv, 5 ml de produs, în jur de 10 euro cost, cam așa se prezintă. Ce mi-a plăcut a fost pompița, faptul că venea cu un ambalaj în acesta în care n-a trebuit să-mi bag degetele, știți deja problema mea cu degetele. Este un ser ok, care hidratează, dar la fel, na, poate că a fost și prea mic. N-am simțit mare lucru. Un ser de la Sunday Riley, acesta CEO cu 15% vitamina C, Brightening Serum. Eu am avut aici cât 5 ml, estimați undeva la 7,9 euro. Este un ser fain. Mie una mi-a plăcut, se absorbe rapid în piele, tenul se vede ceva mai luminos, dar nu l-am folosit suficient, adică am avut din el cam o săptămână de folosit, cam așa. Nu mi-am putut, nu știu, face o părere, pentru că în general trebuie să folosești pe termen lung activi ca să-ți poți da seama. De exemplu, în momentul de față, tenul meu nu se vede pentru că am fondul de ten, însă arată groaznic, asbătucită de coșuri, de dâmburele și așa mai departe, pentru că am retinolul și
sunt în faza aceea de purging și până nu îmi vindec totul, asta este, am pe aici niște coșuri care stau aici de o lună de zile. Dar da. De la Ulla Henriksen, The Truth Serum, este un ser cu vitamina C, colagen și toate cele. Este o miniatură, estimată la 24 de euro. Mi-am dorit foarte mult să încerc produsele de la Ulla Henriksen și în momentul în care au apărut în Sephora, bineînțeles că am fost și eu acolo și mi-am cumpărat. Mi-a plăcut. 15 ml. Din 15 ml am folosit... cred că vreo 2 luni, dacă nu mă înșel. Deci am avut pe o perioadă destul de lungă. La fel, se absorbe rapid în piele, intră în piele cum trebuie. Nu știu cât de bine s-ar împăca cu un ten uscat, pentru că s-ar putea ca acela să simtă nevoia de ceva mai multă hidratare, însă tenului meu i-a priit și cu siguranță că la un moment dat, când voi termina tot ce am în momentul de față, atât în baie, cât și în dulapul de backup, cu siguranță la o ofertă ceva îmi voi cumpăra varianta în full size. Și avem și ultimul produs de machiaj, de fapt singurul produs de machiaj pe care l-am terminat în această lună, este acest concealer de la NARS, nuanța vanilla, miniatură, costă 14 euro. L-am cumpărat din curiozitate pentru că îmi doream să îl încerc, l-am văzut foarte lăudat. Acum, cu zona mea de sub ochi, câteodată era bine, câteodată nu prea, deoarece în perioada în care foloseam treaba asta și încă o cremă de ochi, aveam zona de sub ochi, adică practic mi-a deshidratat zona de sub ochi în ultimul hal și automat nu se vedea bine în momentul în care aplicam. Atât timp cât aveam o zonă de sub ochi bine hidratată, se aplica bine, se întindea bine, nu îmi intra mult mai tare în ridurile deja existente, așa că da, aici depinde. Dacă nu aveți aceeași problemă ca și mine, sunteți norocoase și aveți o zonă de sub ochi din aceea perfectă, cred că vă va plăcea. În schimb, dacă sunteți ca și mine, cu siguranță veți dori să vă îndreptați către altceva. Încă nu am găsit acel concealer despre care să vă spun că este perfect pentru mine. Vreau să-l încerc și pe cel de la L'Oreal din gama Infallible, pentru că am auzit lucruri bune despre el și când a fost ultima dată la Auchan, nu știu de ce nu l-am cumpărat. Dar da, vreau să-l încerc și pe acela pentru că am auzit lucruri bune. Nu știu dacă voi știți, dacă folosiți, dacă aveți în primul rând aceeași zonă de sub ochi ca și mine și folosiți un concealer care vouă vi se potrivește, vă rog frumos o recomandare aici și pentru mine ca să încerc și eu. Oricum vreau să termin ceea ce am acum cât mai stau acasă, pentru că pe cameră nu se vede atât de tare. Vreau să profit de această perioadă și să folosesc ceea ce am și... Da, vreau să-l încerc pe cel de la Sephora pentru că am înțeles că ar fi foarte fain cel din gama nouă. Acestea fiind spuse, luând în calcul faptul că am avut 2 produse de la Avant, în această lună am consumat produse de o valoare de 430,85 de euro, ceea ce înseamnă că este o diferență de 317,69 euro. Este o sumă foarte mare, dar aproape 230 de euro au fost doar cele 2 creme de la Avant. Adică jumătate din sumă au fost cremele de la Avant. Restul, mărunțișurile s-au adunat. Așa că da, cam acestea au fost produsele pe care eu le-am cumpărat sau pe care eu le-am terminat în această lună. Poate îmi veți spune de ce nu am introdus aici și produsele pe care le-am cumpărat de la farmacie, că știți că v-am arătat eu acolo sau de la Yves Rocher, pentru că acelea nu le-am cumpărat pentru mine, le-am cumpărat... pentru a le oferi cadou, le trimit în România și le voi face cadou odată ce voi fi acolo. Așa că atât timp cât nu sunt pentru mine, nu intră la socoteală. Acestea fiind spuse, eu sper că în luna martie să-mi recuperez acest deficit de 18,50 euro undeva pe acolo. Adică să nu mai cumpăr nimic și chiar nici nu prea am nevoie decât de un șampon pentru păr. Cam atât am nevoie. Nu șampon. Da, șamponul acesta pentru după vopsire. Deci da, vorbesc bine. Mă gândeam că am luat-o pe arătură. Dar nu, de atât mai am nevoie. În rest, stau foarte bine la toate capitolele. Așa că, da,
spuneți-mi voi ce ați mai cumpărat, ce ați mai terminat. Știu că sunt dintre voi care fac personal același proiect ca și mine. Spuneți-mi vouă cum v-a mers în această lună, luând în calcul că februarie a fost... luând în calcul și faptul că februarie este o lună ceva mai scurtă. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare. Aștept să ne citim în comentarii. V-am pupat și ne vedem la următorul clip. Pa, pa!